Alotul este făcut, a fost făcut aseară, acum îl întindem și urmează să punem umpluturile pe el. Așa începe a doua parte a procesului de producție al cozonacilor, într-un laborator din Ploiești. Alexandru duce mai departe tradiția familiei și este cel care se ocupă de o rețetă autentică de cozonaci, cei cu maia. Cozonacul cu maia e mai special deoarece, față de cel tradițional, agentul de creștere în loc de drojdia de bere, ceea ce se folosește, noi folosim maiaua naturală. Deja avem 2 ani de experiență de lucru cu maiaua naturală, am primit-o de la un bun prieten. El o are de 25 de ani, de la un maestru italian. Așa că odată întors în țară, tânărul a pus în aplicare rețeta care i-a fascinat la propriu pe clienți. Chiar este fascinat de ingredientele care intră în compoziția cozonacului, mai ales de făină, care este baza aluatului de cozonac și este foarte pretențioasă și el a încercat să studieze cât mai mult pe tema aceasta, chiar a mers în Italia, a făcut niște cursuri și i-a prins bine și ne-a ajutat și pe noi. Iar după ce delicioasele preparate ajung în tăvi, sunt gata pentru un nou proces înainte de coacere, cel de dospire. După alte 4 ore, cozonacii sunt puși în cuptoare și gata să fie livrați. Asta și pentru că sunt comenzi plasate încă de acum o lună. Da, este adevărat. Totul e la foc continuu ca să ne onorăm comenzile, să fim în grafic cu termenele de predare. Este foarte aglomerat. Avem o perioadă cu multă muncă, multă. Avem comenzi multe și necesită mult timp. Chiar dacă prețul acestor produse a crescut cu cel mult 10% față de anii anteriori, având în vedere scumpirea materiilor prime, clienții nu renunță la a cumpăra preparatele în această perioadă. Și o comandă de cozonaci. 7 cozonaci. Mulțumesc. Sunt ca la mama acasă. Am luat anul ăsta și cu maia. Am zis de anul trecut că o să încerc, doar că bunica mea a tot insistat nu că și am zis hai să luăm și altceva. Sunt exact gustul copilăriei. Nu poți să faci acasă ce fac ei în cofetărie. Materia primă diferă. Calitatea produselor diferă. Noi acasă nu ne putem lua cu siguranță ce ei au. Prețul unui cozonac tradițional cu nucă, cacao și stafide pornește de la 70 de lei. În cazul celui cu maia și cu diferite umpluturi, poate ajunge până la 100 de lei. Comenzi însemnate sunt și pentru torturi și aici au apărut noi tendințe care să facă produsul mai atractiv. Totul a pornit de la un tort pentru o aniversare, unde am vrut să facem ceva diferit și am făcut ca numele copilului să fie ascuns în spatele unor hârtiuțe care prin magie iau foc și vor fi descoperite. Și noi vă urăm un Crăciun fericit!